Și în parohia Dormirea Maicii Domnului, vara împreună s-a desfășurat în perioada 4-9 iulie. Ediția din acest an a avut tema Fiul Risipitor din noi și ca sursă de inspirație povestea din Țara lui Eu Împărat în Țara lui Tu Împărat. Au participat aproximativ 210 copii și 41 de animatori. Părintele vicar Pavel Beșleagă, ce se ocupă de copii, a fost ajutat de surorile din congregația Surorile Providenței la buna desfășurare a campusului. Subiectul principal al campusului, care se numește Comoara Ascunsă, și fiecare copil este această comoară ascunsă. Toți am primit comoara la botez, în inima noastră, în sufletul nostru avem această comoară. Programul a cuprins momente de rugăciune, cateheze, bansuri, teatru, laboratoare, activități formative și distractive. Anul acesta, copiii au avut posibilitatea de a merge la Palatul Culturii din Iași, unde au desfășurat jocul Căutarea Comorii. Încheierea campusului a avut loc sâmbătă, 9 iulie, printr-un spectacol la ora 12. Părinții au avut ocazia de a-și privi copiii pe scenă, interpretând un dans sau un cântec învățat cu animatorii pe timpul celor 5 zile de campus.